Cu toți am auzit din bătrânii vorba, nu am luat în viața mea o pastilă, însă astăzi trăim într-o lume în care pentru orice durere simțim nevoia să ne tratăm cu medicamente. În special cei în vârstă au câteodată o schemă de tratament, care conține și 10-20 de pilule pe zi. Nu cu mult timp în urmă, dincolo de faptul că accesul la medic și la medicamente era mult mai dificil, oamenii, în special cei de la sat, nu puneau accent pe medicamentație, iar pentru afecțiunile simple existau tot felul de leacuri băbești, bazate pe ceea ce numim astăzi medicină naturistă. Dumneavoastră luați medicamente? Da. Aveți multe medicamente pe lună? Multe. Vreo 4... pieluri, cam așa ceva. Nu știa oamenii de medicamente, luau o buriană din grădină sau de unde așa auzea și era mult mai bine. Dar acum dai cu medicamente una într-una, te îmbolnăvești pe partea elantă că ei... În ziua de azi, cu greu găsim un bătrân care să ne spună că nu urmează o schemă de tratament. În cele mai dese cazuri, vârstnicii își administrează și 10-20 de pilule pe zi. Întrebați ce s-a schimbat din vremea în care oamenii nu aveau nevoie de pastile și până în prezent. Aceștia ne-au spus că stilul de viață agitat, stresant și grija zilei de mâine sunt principala cauză a problemelor. Eu pastile, da? Și de diabet, am și de inimă și acum veni la medic, chiar... Alaltieri am fost la Orele, acum sunt la interne. Pensia e mică. Înainte era acea vorbă că eu nu am luat o pastilă toată viața. De ce credeți că s-a schimbat acest lucru? S-a schimbat și din cauza neajunsurilor și din cauza sărașii. S-a schimbat că de mult, pe timpul domnului Șaușescu, lucram și munceam și la câmp. Și eram mai sănătos, mai tare. Și s-a schimbat că datorită stresului de care era... ne lovim zi de zi, mai ales acum și cu televizoarele și cu alea să scumpesc, fac și așa, e din ce în ce mai greu, ne stresăm, nu mai putem dormi noaptea. De asemenea, un fenomen des întâlnit în zilele noastre care are ca și cauză sărăcia este faptul că oamenii obișnuiesc să iau un tratament după ureche, din auzite sau din ceea ce au citit pe internet, ignorând părerea unui medic specialist.